Creatorul luminos, s-a auzit un glas care spunea: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată bucuria. Pe dânsul să-l ascultați. Iubiți credincioși, dragi ascultători, în această duminică avem sărbătoarea schimbării la față a Domnului nostru Iisus Hristos. Ocazie potrivită pentru a înțelege mai bine taina, misterul pe care îl poartă Hristos în El însuși. Sărbătoarea de astăzi are menirea să ne descopere cine este cu adevărat Iisus din Nazaret, care este planul pe care îl are Tatăl prin trânsul. Vrea să dezvăluie valoarea și demnitatea creștinului și să ne arate tuturor care este perspectiva pe care Hristos o deschide cu venirea sa în lume, ceea ce va trebui să ajungă biserica. Avem posibilitatea ca în sărbătoarea de astăzi să descoperim mai bine cine este Iisus. Pentru aceasta, cred că se cuvine să parcurgem puțin textele evanghelice, pentru că acestea ascund de fapt taina lui Hristos. Încă de la început, de la Buna Vestire, este prezentat ca Fiul celui prea înalt. Așa îi spune Îngerul Gabriel Mariei: Iată, vei zămisli și vei naște un fiu și acesta va fi Fiul celui prea înalt. Maria cunoaște în felul acesta, prin descoperire divină, misterul lui Hristos. Ea este singura care îl cunoaște cel mai bine. După ce Iisus Hristos se naște, la vârsta de 12 ani, ne aducem aminte că merge în templul din Ierusalim. Acolo stă de vorbă cu cărturarii și farizeii, îi întreabă și el răspunde atunci când ei nu sunt în stare să răspundă și dovedește o înțelepciune extraordinară. Toți rămân uimiți de această înțelepciune a unui adolescent, la vârsta de 12 ani. La 30 de ani Iisus Hristos își începe activitatea sa publică, primește botezul, asupra lui se aude din nou glasul Tatălui din ceruri: Acesta este Fiul meu prea iubit, pe dânsul să-l ascultați. Descopere așadar Dumnezeu Tatăl cine este acel om care apărea în fața mulțimii. Iisus începe să predice Evanghelia după ce a fost în pustiu. Vorbește, cum spun evangheliștii, cu autoritate, așa cum nu a mai vorbit nimeni până atunci. Ați auzit că s-a spus celor de demult, eu însă vă spun. Iată autoritatea lui Iisus Hristos. Învață cu o înțelepciune extraordinară, încât nimeni nu poate să-l încurce. Vin farizeii, saduceii, irodianii și îi pun întrebări voind să-l încurce. Iisus le răspunde tuturor cu o claritate extraordinară, încât îi uimește. Atunci când îi aduc acea femeie prinsă în adulter, iată ce spune Moise, că pe asemenea femeie să le ucidem cu pietre. Tu ce zici? Și Iisus le spune clar, direct, descurcându-se de minune: Cine dintre voi este fără de păcat să arunce primul cu piatra în această femeie? Și toți pleacă. Sunt demascați. Iisus învață cum nimeni n-a învățat vreodată. Aceea delegație a farizeilor care a fost trimisă să-l prindă pe Iisus se întoarce înapoi fără Iisus. De ce nu l-ați adus? Niciodată vreun om n-a vorbit ca omul acesta. Rămân uimiți de învățătura lui. Nu numai că este un învățător cu autoritate, dar Iisus Hristos săvârșește fapte pe care nimeni nu le-a săvârșit vreodată. Să ne amintim de câteva din minunile sale. Iată, prin atingere îi vindecă pe leproși. De la distanță vindecă anumite persoane. Îi atinge pe cei orbi și aceștia își recapătă vederea, chiar și orbul din naștere. Se apropie de bolnavi. Din trânsul își ia o putere care îi vindeca pe toți. Era atât de fascinat încât toată lumea mergea după dânsul, toți voiau să-l vadă și să-l atingă, pentru că simțeau că în această ființă umană se ascunde ceva extraordinar. Iată-l așadar pe Iisus,
săvârșind tot felul de intervenții minunate. Îi trimite pe apostol să meargă de pe o parte alta a lacului Genezaret. El se retrage pe munte și se roagă. La un moment dat pornește pe valurile mării și merge în întâmpinarea apostolilor săi. Aceștia de la distanță observă ceva, se pare că este o nălucă. Strigă, Iisus spune, eu sunt, nu vă temeți. Intră în barcă și ajung la țărmul celălalt liniștiți. Într-o altă ocazie, Iisus, după ce a predicat toată ziua, merge cu apostolii cu corabia și deodată se stârnește furtună puternică pe mare. Iisus a țipit, se dormea. Apostolii trezesc, învățătorule, nu-ți pasă că murim? El se ridică, poruncește vântului și mării și se face liniște, taci, liniștește-te! Și apostolii se întreabă, cine este acesta că până și vântul și mare ascultă de el? Predică în sinagoga din Nazaret și se prezintă în fața concetățenilor săi. Și aceștia se întreabă, cine este acesta? De unde are această înțelepciune? De unde are această forță de a face minuni? Nu este el oare fiul tâmplarului? Nu este el fiul Mariei? Verișorii și verișoarele lui nu sunt printre noi? De unde are el toate acestea? Merge în templu din Ierusalim și îl curăță, îi alungă pe toți afară cu biciul. Cine ți-a dat ție această autoritate? De unde ai tu dreptul să faci aceasta? Îl întreabă autoritățile religioase. Distrugeți acest templu și în 3 zile îl vor reclădi, spune Iisus. Iubiți credincioși, sunt doar câteva din faptele și realitățile pe care le ratează Evanghelia legate de Iisus. Și rămâne mai departe un mister, această persoană. Se întreabă toți, cine este acesta? Iisus însuși îi întreabă pe apostol, cine spune lume că sunt eu? Dar voi cine spuneți? Petru, prin revelație divină, recunoaște, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Hristos îl felicită pentru că Tatăl îi descoperă aceasta, pentru că numai Tatăl cunoaște cine este Fiul și aceluia care Tatăl va voi să descopere. Rămâne mai departe misterul, le interzice să spună ceva despre el ca să nu-l destăinuie. Și astfel rămâne mai departe misterul în preajma lui Iisus. Dar iată, vine sărbătoarea pe care o avem astăzi sau vine momentul în care Iisus Hristos vrea să descopere ceva dincolo de ceea ce vedeau acești apostoli și oamenii din preajma lui, care îl ascultau și îl vedeau, care au experimentat forța aceea din trânsul. Și deodată, ființa lui Iisus devine transparentă. Fața lui radiază ca un soare, hainele lui strălucesc, glasul Tatălui din cer se aude care spune, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată desfătarea, pe dânsul să-l ascultați. În lumina acestei sărbători, iubiți credincioși și dragi ascultători, putem să descoperim toate acele evenimente pe care Iisus Hristos le-a trăit, tot ceea ce El a vorbit și a spus. Această sărbătoare este o adevărată lumină, o revelație deplină a ceea ce de fapt era Iisus Hristos. Dacă noi vom avea curajul să citim evenimentele evanghelice în lumina acestei sărbători, vom avea o mare surpriză. O surpriză de proporții și o bucurie imensă va pătrunde în sufletul nostru. Vom ajunge și noi să facem o experiență asemenea Sfântul Ioan Bosco. Se relatează din viața lui că într-una din zile, de când era la Torino în oratoriul său, în pacea și liniștea zilei, deodată Dumnezeu îi face o favoare, și anume îi apare mama, mama care murise cu câtva timp în urmă. O vede, se întâlnește cu dânsa, zice, mamă, dar nu ești moartă? Da, fiule, am murit, dar eu trăiesc. Dar unde ești acum? Sunt în cer. Nu vrei să-mi spui și mie ceva? Ce vezi acolo? Ce simți acolo? Ce trăiești acolo? Dragul meu, zice mama, nu pot să spun. De ce? Pentru că nu poți înțelege ceea ce este acolo. Nu ești capabil să înțelegi
ceea ce eu simt și trăiesc și noi toți care suntem în cer, simțim și trăim. Zice, dar atunci măcar arată-mi ceva din ceea ce este acolo, din ceea ce simți și trăiești tu acolo. Și deodată înfățișarea mamei se schimbă. Ea apăruse exact așa cum a văzut-o el și cum o știa el îmbrăcată în activitatea pe care o desfășura împreună cu dânsul. Fața începe să radieze de lumină. O pace și o serenitate extraordinară coboară în fizionomia ei. Un zâmbet senin și plin de fascinație cuprinde fața ei. Hainele ei se schimbă, începe să devină transparentă. O lumină puternică planează asupra ei. Și atunci Ioan, văzând-o în această lumină atât de frumoasă, scoate un strigăt puternic. Bucuria pe care a simțit-o în acel moment era așa de mare cât nu putea să o țină întrânsul. Și explodează de bucurie, încât toată casa se sperie, nu știe ce s-a întâmplat. Oare această experiență a Sfântului Ioan n-ar putea să fie un reflex a ceea ce au simțit cei trei apostoli pe muntele Tabor? Ce spune Petru? Doamne, ce bine ne simțim aici! Să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Fericirea lor era atât de mare, era în preajma lui Iisus. Iubiți credincioși și dragi ascultători, spuneam că sărbătoarea de astăzi ne ajută să-L cunoaștem pe Hristos. Dar în același timp ne ajută să cunoaștem cine suntem și noi. Pentru că cei care credem în Hristos, cei care ținem cont de glasul Tatălui din ceruri care ne spune pe dânsul să-L ascultați, primim de la Hristos puterea de a deveni fii adoptivi a lui Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan se exprimă atât de frumos despre această realitate, spune, fraților, suntem, ne numim și suntem fii ai lui Dumnezeu, dar ceea ce vom fi cu adevărat nu se cunoaște încă, nu s-a dezvăluit. Noi, toți cei care suntem prezenți acum în biserică, noi toți creștini, indiferent unde ne-am aflat, purtăm în noi realitatea divină pe care Hristos o ascundea în trupul său uman. Suntem și noi fii adoptivi a lui Dumnezeu. Aceeași strălucire divină este și în noi. Viața divină am primit-o și noi. Aceasta vrea să ne dezvăluie Iisus în sărbătoarea schimbării sale la față. Și noi suntem fii adoptivi a lui Dumnezeu. Nu s-a arătat încă. Dumnezeu încă n-a descoperit. Dacă în acest moment Dumnezeu ar face o revelație și ar arăta pe unul dintre noi care este în starea Harului Sfințitor cum este cu adevărat, dincolo de acest corp al nostru, am strălucit și noi asemenea lui Hristos. Toți ar rămâne entuziasmați de această glorie pe care noi o ascundem în interiorul nostru. Iisus a ascuns mai departe această glorie pe care El a revelat-o pentru puțin moment, pentru câteva momente în fața apostolilor. Iar apoi a mers la cruce, a mers la răstignire. Același drum trebuie să-L facem și noi, dar să nu uităm că drumul pe care Hristos îl parcurge al crucii nu duce la moarte, nu duce la distrugere, ci duce la glorie. Hristos voia să se pregătească pe apostol tocmai pentru aceasta, arătând că El ascundea natura sa dumnezeiască în corpul său. Și în felul acesta, apostolii își dau seama cine era acela pe care aveau să răstignească iudeii. Pentru că, spune Sfântul Apostol Paul, dacă Iisus Hristos ar fi arătat gloria sa, cine ar fi avut curajul să răstignească? Iisus ne invită să mergem pe urmele sale. Ne cheamă să-L urmăm și spune, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea zilnic și să mă urmeze. Și ne asigură că acolo unde sunt eu va fi și ucenicul meu, acela care mă urmează. Unde este Hristos, vom mărturisi peste câteva momente, la dreapta Tatălui, părtași de gloria Tatălui, în fericire eternă. Acolo suntem chemați și noi, suntem și noi invitați, cu o condiție, dacă-L urmăm pe Hristos, dacă facem faptele lui Hristos, dacă vorbim și simțim asemenea lui Hristos, atunci și noi vom ajunge acolo, vom ajunge la aceeași glorie cu Iisus Hristos. Iată așadar, iubiți credincioși, sărbătoarea de astăzi, ce ne dezvăluie.
cine este cu adevărat Hristos. Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. De ce a venit? A venit să ne dezvăluie iubirea pe care Tatăl o are față de noi. A venit să ne arate cine este El, a venit să ne arate cine suntem noi, dacă îl urmăm.